conosco această persoană, au venit să spună că este la firma de reparații, izolație, și l-am trimis la vecina cu cheile să arate unde are problema și l-a aruncat. Unde s-a aruncat? De pe loc. De față cu De vecina? față cu vecina, da. De față cu vecina, vecina a intrat în panică, s-a speriat. Dar el cum era? Părea neliniștit? Nu, era foarte liniștit, vorbea foarte bine. Nu a dat nimic de bănuit că ar fi ceva în regulă. Nu, era băut. Nu, nu mi-a mirosit că a băut el. V-a spus cumva care este firma care urma să execute lucrările? Nu știu dacă mi-a spus firma, a dat un nume, Pavel și nu mai știu cum. El cam ce vârstă avea? Cred că era trecut de 40 de ani. Deci părea în regulă, nu dădea niciun semn care avea vreun gând negru. Nu, nu. El mi s-a părut în regulă. L-ați mai văzut prin zonă? Pe nu, niciodată. E posibil totuși să fost un accident? Nu știu. Vecina ce v-a spus? Nu putea să vorbească nimic, era terminat. A spus doar că s-a aruncat? Da.